La sfârșitul săptămânii trecute, 19 practicanți de arte marțiale de la Clubul Scorpion Zbârlad au participat pentru prima dată la o competiție de profil care a avut loc la Galați. Prestația a fost una de excepție. Cei 19 practicanți de arte marțiale au câștigat 15 medalii. Antrenorul tinerilor sportivi, cunoscutul multiplu campion național și european Dănuț Hurduc, s-a declarat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi aflați la început de drum. Concursul s-a desfășurat la Sala Sporturilor Dunărea, unde a avut loc o nouă ediție a Cupei României de Budokai. Întrecerea atât de populară încât a dat la start peste 300 de sportivi de la cele mai puternice cluburi din toată țara. Clubul din Bârlad a înscris în concurs 19 sportivi, aflați în premieră la o participare în cadrul unei competiții de o asemenea anvergură. Cupa s-a disputat ca de fiecare dată pe cele trei categorii de vârstă, cadeți, junior și senior. La finalul întrecerii, bârlădenii și-au demonstrat valoarea, respectând logo-ul clubului, în speță Scorpions Bârlad, cel care fabrică campioni. Ei au reușit să urce de 4 ori pe prima poziție a podiumului, de 5 ori pe cea de-a doua și de 6 ori pe cea de-a treia poziție. Trebuie spus că toate partidele disputate de sportivii bârlădeni au fost extrem de animate, ceea ce a demonstrat nivelul tehnic foarte ridicat al competiției în ansamblu. Rezultatele finale au demonstrat că dacă există pasiune și rezultatele sunt pe măsură. Aur a fost adjudecat de Shaim Claudiu, Bonciu Robert, Vlad Hurduc și Bogdan Sava. Argintul a revenit sportivilor Ciprian Ibănescu, Claudiu Oprea, Mario Dragomir, Vlad Chiriac și Robert Bradu, iar medalii de bronz au fost câștigate de Claudiu Zamfir, Marian Nechita, Cosmin Guzgan, Ștefan Arsene, Mario Panainte și Sebastian Maxim.